Au fost zile extrem de solicitante pentru polițiștii giurgiuveni care au acționat în sistem integrat și au acționat permanent pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică. Sute de oameni ai legii de la mai multe structuri polițienești au supravegheat atent traficul din gări, autogări, biserici, spații comerciale și de alimentație publică, dar mai ales pe drumurile intens circulate. Polițiștii au fost prezenți pe principalele drumuri naționale și județene, în gări, autogări, în zona portului Giurgiu, în zona adiacentă acestora, precum și în zonele aglomerate, fie că au fost spații comerciale sau lăcașuri de cult, locuri unde s-au desfășurat manifestări culturale, artistice sau de agrement. Față de alți ani, polițiștii giurgiuveni spun că în această perioadă a sărbătorilor pascale și a Zilei Internaționale a Muncii nu au înregistrat probleme deosebite, însă chiar și așa au constatat 16 infracțiuni contra patrimoniului, din care 9 de furt și 7 de distrugere. Cum era de așteptat, nu au lipsit nici actele de violență în familie, venite pe fondul consumului excesiv de alcool. În cadrul activităților desfășurate la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu au fost aplicate peste 350 de sancțiuni contravenționale, a căror valoare depășește suma de 81.000 de lei. În această perioadă au fost sesizate 16 infracțiuni contra patrimoniului, 4 infracțiuni de natură economică și 19 infracțiuni de natură judiciară, cele mai multe dintre aceste infracțiuni fiind pentru loviri sau alte violență și violență în familie, infracțiuni ce au fost produse pe fondul consumului de alcool. Și cei de la rutier au avut de lucru, mai mult ca oricând zilele acestea. Au retras mai multe permise de conducere și au aplicat sute de amenzi. De asemenea, polițiștii rutieri au acționat pentru reducerea riscului rutier, dar și pentru asigurarea afluenței circulației pe principalele drumuri naționale. Au fost aplicate 235 de sancțiuni contravenționale, a căror valoare depășește suma de 67.000 de lei. Au fost întocmite 5 dosare penale ca urmare a 5 accidente rutiere și 10 ca urmare a 10 infracțiuni rutiere constatate.